Este un grup de lucru interministerial care se ocupă de acest subiect lung discutat. În condițiile în care ar exista cadrul legal, ar putea fi folosite resurse din fondul de rezervă, dar după cum vorbim la condițional, deci e greu să vă răspund. Deci nu există o alocare acum pentru cumpărarea unui avion? Nu avem o alocare pentru că nu avem temei legal. Și se lucrează în grupul interministerial.